Arșița Verii face prima victimă la Brașov. Un bărbat de 70 de ani a făcut infarct în autobuzul cu care mergea spre casă. Medicii de la ambulanță s-au chinuit 40 de minute să-l readucă la viață. L-au salvat, dar bărbatul este încă în comă, iar prognosticul rămâne rezervat. Era în moarte clinică, stop respirator. Era în jur de 13 și jumătate când bătrânului i s-a făcut rău. A căzut din picioare ca secerat. Câțiva călători au reușit să-l sprijine ca să nu se lovească și au strigat șoferului să oprească autobuzul. Bătut în cabină o doamnă și a fost un cetățean jos, în mașină. Și am oprit, eram aproape, am oprit aici, era jos, ce să-i facem? Am dat un pic de apă, l-am spălat pe față. Și am anunțat salvarea. Când au ajuns medicii, bărbatul era aproape mort. Medicii s-au chinuit mai bine de jumătate de ceas să-l readucă în simțiri. Acum are tensiune corespunzătoare, cordul merge, este respirat artificial, este în comă deocamdată, o să vedem. Medicii avertizează că vremea caniculară este abia la început. Persoanele în vârstă și copiii trebuie să evite să iasă din casă la orele amiezii. Dacă însă nu pot evita drumurile, este important să se hidrateze, să poarte haine din fibre naturale, deschise la culoare și să aibă acoperit capul. Românii plătesc